Bună seara, vă salută Tatiana. Vă spun bună seara pentru că la mine este seara acum. Și voi începe un proiect pe care nu l-aveam în plan deocamdată. La rugămintea doamnei Viorica Tătar, eu voi efectua acest mileu, să-l numim, care poate fi foarte bine folosit precum suport pentru căniță, pentru o farfuriuță, chiar și pentru o vază. Depinde de firul cu care lucrați și de mărimea croșetului. Bineînțeles, de fiecare dată eu vă reamintesc și acum veți folosi croșetul în funcție de firele cu care veți lucra. Eu voi folosi firul de bumbac de culoare alb și culoare roz, deci nu voi face culorile din fotografia doamnei, însă dumneavoastră puteți să alegeți culorile care doriți. Deci voi lucra cu firul de Scoția, firul de bumbac mercerizat, voi lucra cu croșetul numărul 1, vă rog să mă scuzați, am încurcat, și voi începe lucrarea propriu-zisă cu culoarea albă. Bineînțeles, vom avea nevoie și de un fir despărțitor, eu voi folosi acest fir. Voi lăsa camera un pic mai jos, la rugămintea dumneavoastră, doamnele începătoare, în modul în care să puteți urmări exact ceea ce eu lucrez. Deci voi apleca camera mai jos în acest moment. Ceea ce vă rog este să-mi scuzați mâinile, eu am lucrat foarte mult în grădină aceste zile și vom începe lucrarea propriu-zisă. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul picioruș, cel de început, pe care nu-l vom pune la socoteală. Vă rog să mă scuzați că folosesc foarte des acest cuvânt pe. Deci vom lucra 1, 2, 3, 5, 6 piciorușe scurte. Țin să precizez că acest proiect îl lucrez doar după fotografie. În momentul în care am lucrat cele 6 piciorușe scurte, după cum vedeți, am închis cercul magic, voi închide lucrarea cu fir alunecat. După care, începând din corespondența fiecărui picioruș scurt, eu voi face o înmulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci am 2, 4 și vom continua până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor și din acest moment vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci, în următorul picioruș vom înmulți. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum voi lucra 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci aici eu voi face cea de-a doua mulțire, apoi vom continua singure.
Vom continua lucrând trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. După care vom face o mulțire în cel de-al patrulea picioruș. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, apoi vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, 6, iar în următorul picioruș vom face o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș, unde vom face ultima mulțire. Deci am făcut primul picioruș scurt, iar acum voi intra, voi extrage firul și nu voi închide acest picioruș scurt, ci voi adăuga culoarea roz. Voi face în felul acesta. Sper să vedeți. Acum voi închide acest picioruș cu culoarea roz, pentru că de acum vom intra pe această culoare. După ce am închis acest picioruș cu roz, ne vom deplasa în primul picioruș disponibil cu fir alunecat, iar acum vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. După cum vedeți, firul alb, eu nu l-am tăiat, l-am lăsat aici pentru că vom avea nevoie de acesta. Firul roz îl voi ține dedesubt și pe măsură ce eu lucrez, îl voi atașa lucrării. Deci am lucrat cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, scuzați dacă am zis scurt. Iau firul odată pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț de separare. Firul din nou odată pe croșet, voi intra în piciorușul următor și voi lucra un picioruș dublu, apoi firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet. Voi sări 2 ochiuri de bază, deci 1, 2. Voi intra în cel de-al treilea și voi face 2 piciorușe duble în corespondența acestui picioruș.
două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, mă deplasez către piciorușul următor, voi lucra din nou în corespondența acestuia două piciorușe duble, firul pe croșet, voi sări două piciorușe de bază, voi intra în cel de-al treilea, voi lucra din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, iar în piciorușul următor, din nou, două piciorușe duble. Deci, în felul acesta, noi vom alterna piciorușele duble cu spațiile libere și vom continua lucrarea singure, lucrând în acest mod de jur împrejur. După cum puteți vedea, am ajuns aproape la capătul acestui rând. Voi face ultimele două piciorușe duble. Și cel de-al doilea. Și astfel am obținut 12 rapoarte de acest tip. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum firul alb eu îl voi trece în fața lucrului, pentru că vom avea nevoie de el. Și voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Și voi face fir alunecat. Cu fir alunecat mă voi îndrepta în spațiul format din cele două ochiuri de lanț de separare. În momentul în care am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, după care mă deplasez către următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Vă rog să fiți atente să nu vă încurcați aici. Deci în spațiu de două ochiuri de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3. Eu sper că se vede ceea ce lucrez și în felul acesta vom continua în corespondența următoarelor spații libere. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi deplasa către spațiul format din cele două ochiuri de lanț, deci încet să fiu atentă aici, am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț, acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua cel de-al doilea, deci avem două, 3, 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmate de alte 4 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, și cel de-al patrulea picioruș dublu, după care firul pe croșet
Ne vom îndrepta în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și vom repeta. 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și voi continua cu alte 4 piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. 2, 3 și cel de-al patrulea. În felul acesta noi vom lucra în continuare în corespondența fiecărui spațiu format din cele două ochiuri de lanț și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat, apoi cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul format din cele două ochiuri de lanț încet. Am ajuns aici. Odată ajuns și în acest spațiu, voi lucra ca de obicei 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi continua. Deci am 2 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 5 piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. Cel de-al cincilea, după care luăm firul din nou odată pe croșet și ne îndreptăm către următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și vom lucra 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 5, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 5 piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. Deci acest rând va fi ultimul rând lucrat cu culoarea roz. Până acum avem 3 piciorușe duble, 3, 4 și cel de-al cincilea, după care vom continua în corespondență fiecărui spațiu, lucrând exact ca și până acum, 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 5 piciorușe duble. După cum vedeți, toate aceste 10 piciorușe se găsesc foarte bine în acest spațiu atât de micuț. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, voi închide ca de obicei cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș și voi scurta firul, după care îl voi ascunde. De acum va urma să facem partea albă, partea cu culoarea albă. Însă eu în această seară închid aici lucrarea, voi ascunde firul, voi reveni, deci astăzi este vineri noapte, este noapte la mine. Acest tutorial îl voi încărca mâine, sâmbătă. Iar duminică voi veni cu partea a doua pentru a-l finaliza.
pentru că acum, sincer vă spun, nu mai sunt foarte obosită și nu reușesc să lucrez și decât să vă arăt ceva greșit, prefer să fac un nou tutorial în care să putem executa în mod corect ceea ce avem de executat. Deci partea cea mai importantă noi am lucrat-o deja. Așa se prezintă. Cum vă spuneam, duminică va fi tutorialul în care vom finisa și vom face partea cu alb. Deci vom pune în evidență practic fiecare petală a acestei flori, să o numim. Așa cum vă spun întotdeauna și acum vă las spunându-vă aceleași cuvinte. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Doamnele care lucrează, care croșetează și au anumite dorințe pentru anumite lucrări, pot să-mi scrie în comentarii. Eu întotdeauna citesc comentariile și răspund la aceste comentarii. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, că mă susțineți, pentru faptul că exprimați în cuvintele dumneavoastră atât de mult. Pentru mine înseamnă enorm cuvintele pe care mi le scrieți. Aceasta îmi dă forță și curaj să merg mai departe. Nu este ușor, nu este ușor, știu, însă nu mă dau bătută, merg mai departe. Eu acum vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom întâlni cu un nou tutorial, după care vor urma și altele, bineînțeles. Din nou vă îmbrățișez cu drag pe fiecare și vă spun la revedere!